Ce ai pierdut astăzi la matinalii 21? Se spune bună dimineața domnului doctor Andrei, de 3 ori Andrei. Hei, bună dimineața! Sunt doctorul Andrei. Și fiecare zi de luni vă aștept cazurile numai aici la Radio 21. Astăzi vom vorbi despre păpuși și de reglările de comportament. Hai să citim scrisoarea. Bună dimineața, domnule doctor. Sunt Coco Beșinel din Brăila și vreau să-mi cumpăr o păpușă gonflabilă de ultimă generație. Ce sfaturi îmi dați pentru ca să o cumpăr? Așa scrie aici. Și ultima întrebare, ce fac dacă prinde viață ca în filmul ăla cu baba și măgarul porno? Hei, dragă Coco, toată treaba asta e în funcție de buget. Dacă ai peste 15.000 de euro, îți poți lua una care să te aștepte cu făcălețul când vii dimineață troznit de la cârciumă și are un vocabular de peste 1.000 de cuvinte. Îți poți achiziționa de asemenea și o păpușă reală de club, asta dacă ai peste 50.000 de euro. Diferența e că ea nu te așteaptă cu făcălețul, ci bea cot la cot cu tine și are un vocabular de peste 500 de cuvinte, dar poate înjura 5 minute în continuu fără să se repete. Să revenim la păpușa din silicon, aceea neînsuflețită. Iată sfaturile. Trebuie să o duci la vulcanizare, să-i faci testul și rodajul de 10.000 de intrări. Ai grijă cu presiune, să nu depășești 2200 de atmosfere. Vezi dacă are garanție extinsă. Pentru eventuale accidente, fă-i un casco. Nu tu, ei. Sunt doctorul Andrei. Și nu uitați, plecați pe la vulcanizare. De luni până vineri, de la 6.30 la 10. Good morning.